Colegul Traian Băsescu în Parlamentul European, Rareș Bogdan, a vorbit și el în urmă cu puțin timp despre starea lui Traian Băsescu. După decizia dată de înalta curte, era în birou la etajul 11, în clădirea din spatele acestei, practic care leagă aceste două clădiri, este locul unde este biroul europarlamentarilor români din PP, cei 14, Traian Băsescu face parte din această delegație și suntem pe același etaj, ca o chestiune inedită, cu delegația Italiei. Traian Băsescu este perete în perete cu fostul premier Silviu Berlusconi în birou. Domnia sa era în birou, după care a coborât în plenul Parlamentului, am avut un mini-plen. Echipa domniei sale a rămas, ea este și astăzi acolo, ușa era deschisă și i-am salutat asistentele, cabinetul. Domnia sa nu e la Parlament. De miercuri seara n-a mai fost la Parlamentul European, joi am avut de asemenea o sesiune importantă de plen. Domnia sa nu a mai participat la dezbateri. Am înțeles de la soția domniei sale, care a dat azi dimineață o declarație dumneavoastră sau în alte televiziuni, că este într-un spital din Bruxelles. Sigur, îi dorim sănătate. Toate informațiile le centralizează colegul meu Vasile Marcu. Vasile, te rog. În momentul de față nu este sigur ce se va întâmpla în continuare, ce va face fostul președinte cu cariera sa politică aici la Bruxelles. Totul depinde de verdictul pe care îl vor da medicii. Cert este că în momentul de față încă este sub supravegherea medicală, sub strictă atenta supravegherea medicilor, care trebuie să decide dacă mai are nevoie de o nouă intervenție chirurgicală după ce au constatat că vechile sale afecțiuni cardiace i s-au reactivat. Traian Băsescu a fost în urmă cu ani operat pe cord, iar acum medicii au constatat că ar putea fi nevoie de o nouă intervenție în aceeași zonă, dar totul depinde de felul în care va evolua starea sa de sănătate. În momentul de față este oricum mult mai bine decât săptămâna trecută. Au vorbit chiar și colegii săi europarlamentari cu Traian Băsescu și spunea că vorbește, este mai bine decât miercurea trecută, însă în continuare are nevoie de atenta supraveghere a medicilor, de îngrijiri medicale, de tratament, așa că în următoarea perioadă acest lucru îl va face. Va sta departe de Parlamentul European până când medicii vor decide dacă poate sau nu continua aici în politica europeană sau chiar cea națională.